Ce documente mi-arăți acolo? Hai, vezi că ai întors-o cu Știți? picioarele în sus. A, n-am văzut eu. Ce scrisoare? Scrisoarea mi-a venit retur. Păi cui ai scris? Chiar la Fundația Giorgi Becali. Da, ce ai cerut? I-am cerut o casă să stau singur în județul Maramureș, pe Iza. De ce anume acolo? Acolo e mai liniște, oameni cu suflet bun. Dar tu ești din Giurgiu. Păi acolo e mai liniște, oameni cu suflet bun. Bun, și de ce s-a întors? Care e explicația? Au scris ceva acolo? Becali la N-a scris închisoare sau? nimica, mi-a venit retur și am întrebat pe aia de la Cargus. De ce mi-a venit scrisoarea înapoi? Păi la noi a fost scrisoarea și am venit cu ea înapoi, retur. Păi n-au Și mi-a explicație de ce n-au dus-o? Nu știu că pe asta mi-a venit. Pe colet, de la Cargus, asta, scrie Gigi Becali, adresa. Păi nu, poate asta e confirmare că au expediat-o, că au livrat-o sau ți-au trimis scrisoarea înapoi. Mi-a trimis scrisoarea înapoi în colet. Am înțeles. Dar de ce la Cargus? De ce n-ai apelat la Poșta Română? Și la Poșta Română? Păi Poșta Română poate o livrează. Cargus ăștia sunt comerciali, nu? Nu te-a costat scump. Da. Scump, nu? Da. Păi, apelează la Poșta Română, e 3 lei o scrisoare recomandată prin București. Și ăștia de la Cargus nu mi-a trimis-o la Becali, nu? Păi, înțeleg că n-au livrat-o. Eu nu știu ce scrie acolo. Poate citești dumneata ce scrie. Scrie aceea, ia stați numai un pic să nu închideți. Nu închid. Înregistrez, parcă ne-am înțeles. Da. Aici scria undeva scria și naiba nu mai văd. Aici. Îmbătrânești? Mai. Aici, expeditor Fundația Creștină, cod postal, ruta M64A03, adresa București, Alea Alexandru 1-3, sectorul 1, România, cod, contact Gigi Becali. Și aici, destinatar Vișan Gheorghe, cod postal, adresa București, Bulevardul Maniu, Iuliu 425-431, Tecnoinvest România. Păi Apelul adresele expeditorului și ale destinatarului parcă scrise corect. Și atunci care-i temeiul că n-au livrat pachetul, scrisoarea? deci n-a livrat, nu? Dacă ți-au adus-o înapoi, înseamnă că n-a livrat-o. Deci au fost soțiește de la Cargus. Dumneata să-mi spui, deci ei ți-au adus numai hârtie asta, ori ți-au adus scrisoarea înapoi, pachetul? Mi-a dus scrisoarea înapoi, pachetul și hârtia. Înseamnă că n-au livrat-o. N-a, nu s-a dus cu ea la Gigi Becali. Aici ar trebui, în documentul ăsta, ar trebui să fie explicații de ce n-a ajuns la destinatar. Că când i-am dat mesaj numărul Virgil Becali, Virgil Becali mi-a scris prin mesaj: măi, am văzut scrisoarea, dar Gigi Becali e plecat în vacanță. Că v-a văzut-o Virgil Asta scrisoarea. poate fi o explicație că de ce n-a ajuns. Probabil trebuiau să-i înmâneze personal și dacă el e plecat în vacanță, n-au putut să-i înmâneze personal și nici nu pot să o țină mult pentru că firma asta e de livrări rapide. Și atunci de asta ți-au adus-o înapoi, probabil. Eu zic să o mai trimiți odată prin Poșta Română și Poșta Română așteaptă 10 zile cel puțin o scrisoare recomandată. Da, pe o să trimit la poștă. Și a zis Adrian Mocanu că vrea să mă ajute și el. Nu știu cine e Adrian Mocanu, nu știu nici cine e vărul lui Gigi Becali, dar sper că sunt oameni de treabă, bine intenționați și dacă vor să te ajute, să te ajute. Cu job, cu Deci loc este de de muncă sau cu locuință, cu ce te ajută? cu locuință. Așa cum vrei tu, Maramureș sau unde au ei? Da. Minunat! Da. Atunci dar nu-ți mai trebuie Gigi Becali dacă te ajută ăsta la altă. Păi și ăștia de la Cargus înseamnă că n-au fost serioși, nu? Din câte îmi spui dumneata, n-au fost serioși sau nu l-au găsit pe om acasă și n-au putut să o livreze. De asta ți-au adus-o înapoi, ca să nu-ți faci iluzii, să nu crezi că a ajuns la el.
Deci înseamnă că ăștia de la cargo s-au fost hoți. Poate nu l-au găsit pe om acasă, eu știu. Acolo ar fi trebuit să explice în scrisoarea ce în chitanța asta ce ai tu, pagina întreagă. Păi și pe mesaj mie mi-a spus Virgil Becali că a ajuns scrisoarea, dar n-a văzut tot Virgil Becali că e plecat. Păi poate asta și a spus, poate asta și s-a întâmplat, că a ajuns scrisoarea, dar n-au putut s-o preia, pentru că scrisoarea o preia personal cel care o e destinat, nu poate să o dea vărului, de exemplu. De asta îți spun, mai trimite o dată prin poșta română. Și prin poșta română sigur nu sunt păcălit. N-ar trebui, parcă instituție de stat, serioasă. Și nici nu costă mult, e vreo 3-4 lei, ți-am zis, recomandată da, prin București. Da, la Carcu să nu e instituție de stat. Nu, nu, sunt privați, sunt comerciali. Da, asta sunt supărat, pleași că sunt. Înțeleg, ai numai dezamăgiri. Mai lucrezi? Mai ai ceva de lucru acolo? Stau aceea la mecanici. Înțeleg. Te-a pus mai ieri să desfunzi WC-ul, nu? Și nu te-a mai plătit. Nu, m-a întrebat a doua zi de dimineață că de ce sunt supărat paznicul. Și ți-a dat bani. Nu mi-a dat, m-a întrebat că de ce sunt supărat și am zis la vrăjelă că nu sunt. Păi de ce n-ai insistat că ești supărat ca să te plătească pentru munca pe care ai făcut-o, nu? Nu, apoi începe scandal vorba dumneavoastră, cum mi-a spus că nu mai, nu-ți face iluzii, Gheorghe, să trimiți mesaje, să dăm pe video, că apoi să faci probleme. Am înțeles. Bun, Gheorghe, ce să-i faci dacă ei te găzduiesc acolo? Nu mă găzduiește paznicul, patronul ăsta, dar m-ai chemat paznicul să-l ajut la WC-ul. De acord, da, da, dar oricum, te încerci să te pui bine cu toată lumea. O, păi mă mănâncă sfinții până la Dumnezeu. Da. Ai grijă de coronavirus, te mai speli pe mâini din când în când și să nu dai mâna cu cei care au febră, care sărăciți, care tușesc. Ai auzit, nu? Da. Sunt deja și câteva cazuri în București, așa că ai grijă. Da. Și uitați-vă un pic. Ăștia de la Cargus au fost, n-au fost serioși, nu? Cum spuneți dumneavoastră. De ce? Eu nu cred că ți-au luat bani și n-au dus scrisoarea, doar că n-au avut cui să o dea. Eu mai degrabă cred că e adevărat ce spune vărul lui Becali, că nu-i omul acasă și deci n-au putut să o livreze și ți-au întors-o, ți-au returnat-o. Da, banii mi-a luat la când mi-a trimis scrisoarea și înapoi când mi-a venit mi-a cerut banii. Păi ei s-au deranjat, ți-au luat scrisoarea, s-au dus până la Alea Alexandru, au venit înapoi, ți-au adus dovadă, s-au deranjat, nu? Banii sunt pentru serviciu. De ce nu dai o fugă până acolo? Ai văzut unde e lângă Piața Victoriei. Te duci și o duci personal. Dar ai văzut că nu-i nimeni, nu-ți deschide nimeni și nu prea poți să o bagi. Decât eventual să o bagi în cutie poștală sau să o arunci în curte. La Pipera? Acolo, da. E lângă și guvern. La Pipera cum fac? E lângă guvern. Alea Alexandru e lângă Piața Victoriei, e lângă guvern. La Pipera? Da. Nu știu dacă e Pipera, nu cred că e Pipera, eu nu știu unde e adresa din Pipera. Dar fundația e pe Alea Alexandru, e lângă... Eu nu știu unde stă... Nu știu unde stă Gigi în Pipera. Da, de să facem altă variantă, domnul Brega, mai este o emisiune la Visul la Cheie. Trebuie să vorbești cu cei care fac emisiunea Visul la Cheie, eu nu lucrez la televiziune, nu am acces la acea emisiune. Scrie-le direct, la ce post e? ProTV! Scrie-le la ProTV. Ei ce fac? Dau case pentru oameni nevoiași? Sau le construiesc? Te întreb. Le construiește. A, le construiesc. Că eu n-am privit emisiunea, nu știu. Scrie-le că ai nevoie și poate te ajută, te găsesc. Și așa, să văd cum reușesc, ori cu Visuri la Cheie, ori cu Gigi Becali. Că poate să fie și altcineva, vorba nu dumneavoastră, poate să fie și altcineva să-mi facă figura, să zică că e Bărusu. Că spun că sunt ăștia cu numele, cu fața lor și cu numele lor. A, că ai vorbit cu el pe internet și nu ești sigur că e chiar vărul lui Becali. Da, sunt mulți cu numele ăsta și chiar cu numele meu sunt vreo trei, deci e greu de...
verificat. Nu știu cum să fac. Nu știu cum să te sfătuiesc. Mai insistă. Stai acum să vedeți că mă sună în seara asta, s-ar putea să mă sună în seara asta Adrian Mocanu sau Virgil Becali, dintre cei doi. Minunat. Domnul Gheorghe, ce faceți? Că ieri m-a întrebat, ce faceți ieri? M-a întrebat ieri, duminica. Înseamnă că chiar au grijă dumitale, poate se interesează de soartă. Să nu fie altcineva să cu fețele lor și cu numele lor să-mi facă figura. Vorba nu dumneavoastră. Dar ce interes ar avea? Doar să facă mișto așa sau de ce te-ar suna altcineva cu nume furat? Ce interes ar avea să-ți facă cineva iluzii? Să facă mișto? Nu prea cred că are cineva timp să deranjeze, să facă mișto de un om amărât. Și m-am uitat pe Facebook la vărsul lui Virgil Becali, că scrie data nașterii 1 decembrie 1993, ziua de naștere. Poate fi mai tânăr ca Gigi, nu? Însă nu fie altul, că nici vărsul nu e cam tânăr. Să nu fie altul mai tânăr. Eu nici nu știam că Gigi are veri, dar nu e exclus, posibil, are și frați, na, familie numeroasă. Nu cunosc, nu mă bag. Și ăștia de la Cargus chiar a ajuns la poarta lui acolo și nu l-a găsit deloc. Eu așa încerc să înțeleg, că altfel n-aveau temei să aducă scrisoarea înapoi. Și la poștă dacă o trimită? Poșta măcar așteaptă 10 zile. Îi trimit notificări, scrisorele, țidule și îl așteaptă la poștă sau vine poștașul la poartă și tot sună, până când în 10 zile, dacă nu răspunde, abia atunci tot trimit înapoi. Tot adresa asta, numai că cere alt plic și o înlocuiești, pentru că, na, pe asta cred că au aplicat ștampile cei de la Cargus, nu? Și s-au murdărit plicul. Cere alt plic, rescrie adresa destinatarului și a expeditorului și rogi să-ți o expedieze recomandată. Dai 3-4 lei cât costă prin oraș și aștept. Și păi nici cu scrisorile recomandate nu faci nimic, că îți vine, îți dă foaia recomandată pe loc. Și poți să ceri și cu mandat de confirmare și atunci primești o țidulă înapoi când o ridică cineva în numele lui Gigi. Și mai este o telegramă. Sau poți trimite telegramă, dar e scump probabil fiecare cuvânt să-l plătești, nu? Păi și cum fac? Eu n-am mai trimis telegrame de 100 de ani. Nu știu cum funcționează acum, dar mă tem că e scump telegrama pentru că se plătește fiecare cuvânt. Deci mai bine trimite scrisoarea. Înțeleg că ai scris-o de mână, nu? Da. Păi de 100 de ani, dar dumneavoastră văd că sunteți tânăr, un copil sunteți. Nu, Gheorghe, suntem de o vârstă, nu mai sunt copil. Doar că, na, eu am o viață mai îndestulată, dumneata trăiești acolo în baraca aceea și probabil de asta n-ai timp să te razi, să te... Da, uite, dumneavoastră sunteți tânăr la față, ia uite cu ce copil arătați, puștană. Nu fumez, nu beau, poate de asta, sunt vegan al patrulea an, poate de asta arăt mai puștan. Și am văzut și pe net cu aia, cu moldovenia când l-a bătut pe John, cu buza când i-a spart John, ai bani să plătești John? Da, da, se împlinesc 6 ani de la abuzul acela din parc. John acum e plecat, e în Belgia, a cerut azil politic. Dar erau români moldoveni? Da, niște haidamaci, nu contează etnia lor, niște irresponsabili, niște bătăuși, huligani. Și mai era și el altul,
Ăla la că strigați poliția pe aleea are plumb public, când a strigat cel nu în sus cu moldoveanul ăla. De dansa. Am uitat pe net. Da, mă bucur, Gheorghe. Să vină poliția pe alea clasicilor. Și a venit, nu? Da, când am ridicat genunchi de să te dea la dumneavoastră, te rog să dispari. Și i-a amendat, doar o amendă i-a aplicat unuia dintre ei sau la vreo doi, dar acolo părea dosar penal pe bază de ură etnică, rasială. Ieri am ieșit în Chișinău. Peste tot sunt și oameni buni și oameni răi. Acum și coronavirus avem și aici și dincolo. Da. Fel și fel de oameni întâmpinești.